Iubiți și surori, de toată inima dorim să zicem împreună, binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Suntem în a cincea zi a anului nou. Mă bucur să fim din nou împreună la o seară de rugăciune, la o seară de părtășie. Primiți salutări sfinte de la Biserica Ghețimani, fratele pastor Costică Hlișcă, și ceilalți frați v-au salutat în numele Domnului și v-au dorit tuturor de la Canada un drum bun cu Isus. Purtați pe seagul dumneavoastră un semn și sunt gelos pe voi. Nu e Arizona aici, nu e Florida, e frig, dar purtați frunza de stejar și râdeți de frig. Stejarul se bucură și teiu, teiu își scutură frunzele ceilalți. ce rezist la frig, rezist. Aș vrea să vă spun cum voi cântați în puține biserici se cânt. Vremurile s-au schimbat. A auzi auzit cântând în comun? Este diferit. Sunt biserici care cântă doar 3-4, un grup de închinare. Și atât. Restul dau din picior. Apoi veți vedea alții care ies și se leagă în așa. Și zice, s-a cântat. Și de când echipa lor nu cântă, nu vin la adunare și vin alții care e rândul lor. Aș vrea să vă spun, continuați să slujiți Domnului cum faceți acum. Că vin binecuvântări, vine Iisus, care va răspăti o steneală a tuturor. Îl așteptăm, îl dorim și ne pregătim și spunem, sunt gata, salutul de pionieri în România, dacă mai bătrâni, dacă mai țin minte și dacă ați fost pionieri, cu unii nu erau pionieri, era o cravată roșie legată cu două noduri și salutul era așa, sunt gata întotdeauna. Așa salutau șoi mi patri În seara aceasta, pentru că suntem la început de an, nu știu cum a fost anul trecut pentru voi, dar pentru noi a fost un an greu. Pentru mine însumi a fost un an greu. În 53 de ani a fost anul cel mai greu. Cel mai greu. Nu vă pot spune de la microfon. Dar a trecut, s-a dus. Și le mulțumesc Domnului care m-a ținut în picioare. E un har. În seara aceasta, târzie, aș vrea să vorbesc la o categorie de oameni. Fratele au vorbit despre cinci categorii, fratele s au vorbit despre hotărâri sfinte și ce înseamnă închinarea noastră și dacă am ști. Cui slujim, am fi altfel de oameni. Cântările ne-au îndemnat să ne ridicăm privirile în sus, spre cer. Toate lucrurile în seara aceasta, tot ce s-a făcut aici, Dumnezeu lucrează la zidirea noastră sufletească. Și o mână nevăzută lucrează. Acum, ce să vă spun? ce urmează, ce vine anul acesta. Am primit o scrisoare anul trecut, înainte de sărbători și îmi spunea că am ieșit la pensie de un an și ceva, că așa am putut să vin anul trecut la voi și pot să și anul ăsta am venit. Și au spus că din 30, nu, din anul 2030 nu mai sunt fonduri pentru pensii. Și Gina au spus, state. Ce facem? Păi, dar nu face nimic, e o scrisoare, dar. O scrisoare, nu-i nimic. Tati, dar nu mai sunt fonduri. Că se dau la Ucraina, se dau la Arab, se dau în toate părțile bani, dar pentru pensionari nu mai este. Nu uite Se prevestește, și anul acesta am intrat cu câteva focare mari, cu o economie slabă, cu niuzuri foarte rele. Toți mâncăm chimic, mai puțin organic și ceea ce se scrie în stor organic nu e organic, să știți. Eu am lucrat ultimii ani și ultimii ani la noi se făcea burger, un burger care se numește imposibil e vegetarian, dar arată așa ca un burger, fain, dar se face din prafuri, nu e nici o vegetală acolo, se face din prafuri ca de ciment. Eu un, amestec și apare burger. și scump la cosco. Aveți cosco aici? Da. La noi e 7 dolari și 91. No, noi îl făceam. E bad news. Din 700 și ceva de angajați, nici unul n-a mâncat. Au gustat câțiva, nu așa puțin ca la cină. Au gustat și-au dat jos. Dar e scump, e vegetarian, slăbești. auzi e interesant, trăim într-o lume. Auzi, mănânci, dar nu mănânci. Cumpiri carne, dar nu e carne. Cumperi haine, dar e plastic. Cumperi papuși, da se desprind. Te uiți în lume ce se întâmplă. Și -o spunea odată un gânditor, un om de știință mare, dacă n-ar mai fi albinele, ok, doi ani se termină viața pe pământ. O, o gâză mică. Care zboară. Acum vreau să vă spun: când biserica nu va mai fi pe pământ, nu mai este meri, acum să știți. Lumea merge într-un declin. Dacă afară lucrurile sunt așa, bad news, bad news, și nu este nicio încurajare. Spunea fratele, vin alegerile, nici la noi. Nu știu, vine un copil, o femeie. Un bătrân, un moșneac, nu știu cine vine. Pe listă numai din ăștia sunt. Pe cine se votez? Nu știm ce va veni. Dar vreau să vă spun un lucru. Este o stâncă de viacuri. Și slăvim pe Domnul că stânca e cu noi. Și stânca este Hristos. În seara aceasta ne-am adunat că dumile Domnului e slăvit în cer și pe pământ. Și am auzit în seara aceasta că nu se face nici la Bruxelles, hotărârile lumii, nu se face nici la White House, nu se face nici la voi, nici la British, ci se face în cer, auzi? M-am bucurat, am spus amin, mări să fie Domnul. Ei, dar avem stările noastre, stările noastre. În sunt câteva văi în Biblie, Valea Iordanului, frumos, Valea Terebințelor, e o ispravă mare, o biruință acolo, David a biruit pe Goliat, e frumos. Și sunt mai multe văi care în Scriptura vorbește, dar am să vorbesc despre o vale care anul trecut, 2023, Mulți de noi am fost priși în ea. Auzi, treci Iordanul. Bătălia de la Jerihon e o mare izbândă. Să cadă zidurile la câțiva prași de difilare? Acum dau bombe ca să spargă zidurile. Dumnezeu a spus, înconjurați cetatea de șapte ori a șaptea zi. Și eu însum voi dărâma și voi mergeți drept înainte. Treceți și luați cetatea. O cetate care nu era de cucerit. N-aveai cum cu mijloacele de atunci. Dar Dumnezeu era cu ei. Frațelor, nu vreau să vorbesc de asta. Vreau să vorbesc despre o altă vale. O vale care majoritatea din noi am fost acolo era un om și în lupta cetății Ai, la dumneavoastră s-a vorbit odată, am, văzut la, internet, s-a vorbit despre asta. Cetatea Ai, până și numele spune Ai, mă, ai bani? Ai costum? Noi o să fratele Andrei a întrebat, bă, mai ai costumul? Care am vorbit rândul trecut. Bă, ai casă? Vorbește o fată cu un băiat și mama zice, cu cine vă bă? bă, e bun, are casă, are servici, ai, ai. Se dă o bătălie la cetatea ai. Și se dă o poruncă Totul este sortit nimicirii. Să nu luați nimic de acolo. Și un om cu inimă, cu copii acasă, cu soție acasă, la cort, s-a uitat, a biruit, s-a dărâmat, a intrat într-un cort și a văzut o Ai, ce frumoase e asta. Frumoase și încep visurile în lupta cu cetatea aia. Știți care sunt visurile? Haina asta mi-ar fi bine. Banii ăștia ne-ar prinde bine. Aurul ăsta. La noi acum și în mâncare se pune aur, nu știu la voi. Se face așa un burger și se pune aur, aur combustibil, n-am mai auzit. N-am mâncat și nu știu dacă voi mânca vreodată. Ok? Cu aur. 24 de carate. Dar auzi ce spune aici. Omul acesta a început să viseze, ce bune sunt lucrurile astea pentru mine. Și visurile acestea i-au produs o tulburare și un amar în care el n-a mai trecut niciodată. N-a mai trecut niciodată un om care era visător la ziua de mâine, dacă nouă news nu sunt bune, domnule, mai am o nădejde, dacă am bani, dacă am o situație bună, nu mă tem. În 2008, când a fost la noi recession, când a fost căderea aia, la noi a fost o descoperire că și cel bogat va tremura. Și-a spus un frate la noi, în parc în lat, i spus la prietenul lui și prietenul lui mi-a spus mie. Bă, de a, ce descoperire asta? Eu am atâtea sute de apartamente. Îți plătite afară. Păi stau într-un apartament și îmi colectez rentul. Cum să tremu? Și-a fost primul care a pierdut. Simplu de tot, nici nu-ți prin cap a vândut proprietățile, o luat banii, milioane, ok, și să scumpere un complex de apartamente în Carolina, să se mute mai la cald. Era o săptămână în intervalul de la closing și până când să facă celălalt paper la cumpărarea cealaltă. Și să vă pun în bancă ca să nu țin și banca după aia să-mi dea un alt ce cupul, îl pun în banca asta? Și l pus. Și au mers vineri și au spus, domnule, vreau banii, că sâmbătă plec să fac closing cu dincolo. Și -o banca o dat bankruptcy. Și În insurențul numai 250.000 de mai dau. Și o sunat și -o spus, băreți, ce simplu s-a dus tot. Am muncit o viață întreagă. S-a năruit un vis. Simplu de tot. Ai pus, azi i ai, peste cinci zile nu ai. Și a început din nou. Dumnezeu să-L binecuvinteze. Dar acum vorbesc de categoria aceasta, exact ce s-a întâmplat cu familia aceasta. Și am un gând de Speranță în seara aceasta, de ce aceasta am venit. M-am răspuit pe bancă, l-am cerut un pix de la fratele, mi-am notat câteva lucruri, dar vă spun ce am pe inimă. În Valea Acor s-a întâmplat o mare nenorocire și o perdere în tabara lui Israel. Peste 30 de suflete au murit. Iosu a spus, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Un om care a fost tras la sor, cine a păcătuit? Ce s-a întâmplat? Și a căzut sorțul pe Acan. Și treabă întreabă Iosua, ce ai făcut? Și a spus, te, ce am făcut? Ei, valea aceasta, și vreau să vă spun, anul trecut, mulți de la dumneavoastră și de la noi am fost în Valea Acor. În Valea aceasta e locul regretelor. Hai să spun și eu câteva lucruri. A regretelor. E locul unde nu se mai poate schimba nimic. Nu mai am ce să mai fac. Gata. E locul desnădejdii. Te-ai rugat un an, n-ai fost vindecat. Te-ai rugat un an, Dumnezeu, să-ți dea o binecuvântare și n-ai primit-o. Te-ai rugat un an, Dumnezeu, să te ajute și n-ai văzut nicio recăriri în, în nicio direcție. E locul unde legea își arată asprimea ei. E valea acolo. E locul unde vezi copiii tăi uciși. I-au ucis pe copiii lui, familia lui și pe el. Să te uiți la un copil, nu mai vine la adunare. Mă rog pentru el, nu mai, nu mai am nicio speranță. Doamne, sunt în valea aceasta. Mă numesc Acan. Bine că nu, nu vă cheamă pe dumneavoastră niciunul. Pot vorbi liniștit toți românii pun alte nume, nimeni nu pune Acan. Acum eu vorbesc cu Acan, vorbesc. Și zis acolo s-au spulberat visuri, idealuri, speranțe, nu mai este nimic. Dar am un good news, am o veste bună. A venit unul. Și să vă citesc un verset în Isaia, capitolul 65, cu versetul 8. Așa vorbește Domnul. După cum când se găsește ziamă într-un strugure, se zice, nu-l nimici, căci este o binecuvântare. Câte vreme mai este o zamă într-un strugure și mă opresc aici. Vestea bună care o am pentru Acan, încă mai este o zamă. Știi care e zama aia în strugure? În Valea Acor a venit unul și e domnul munțelor și a văilor. Și spune, eu să o oprește. Am venit să plătesc eu pentru el. Și a venit Domnul Isus și a plătit pentru Acan. Și transformă valea aceasta a de anul 2024, pentru tine, Acan, e un an de recuperare. Doamne, dar sunt sortit. Legea e sabia care nu cruțe nimic. E drept, dar în fața săbiei, care este pusă să taie, în fața morții, a venit unul care a spus, mă duc eu, Acan, stai aici, mă întorc din morți, te iau și într-o zi vei fi cu mine. Toți frații predică, o, oh, ce drastic, fraților, să nu iubim banii, mantalele, aurul, e drept, e drept. Dar vreau să vă spun, în seara asta ești în adunare, Acan. Dumnezeu are harșe pentru tine. Poate spui unde-i. E numai lege. Lege la lege și la mărturie. 2024. Suntem în a cincea zi a anului. Și în seara aceasta vrem să ne rugăm pentru tine. Dacă mai este ziam într-un struguri, se zice, nu-l nimici, că este o binecuvântare în el. Auzi încă mai este puțin, o licărire acolo. Doamne, am trecut în nouă ani, poate anul acesta, predicele din anul trecut, spus, stai jos, stai jos, nu mai este. Dar auze în untru, în struguri, mai este puțin de zam acolo. Și Domnul spune, asta e o binecuvântare. Și în seara aceasta vorbesc cu Acan. Nu-l tot așa și eu voi face la fel. Din dragoste pentru robii mei, ca să nu nimicesc totul. Totul. Știi că anul acesta poți să-ți vezi copiii în casa Domnului? Dumnezeu face minuni. Știi că anul acesta poate să vină pacea în casa ta? Și soția se spune. Domnule, gata, terminăm cu cearta. Hai să ne împăcăm și să trăim frumos. În luna decembrie m-a sunat cineva și spunea în felul următor, m-am săturat, divorțez. Și am întrebat, dar care e motivul? Nu mai pot să stau cu omul ăsta. Nu mai pot. E păcat de ceva, e girlfriend, boyfriend, ceva. Nu, 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 nu e nimic. E doar nu mai pot, m-am săturat. Nu mai pot. Și deci uite, am scris aici și sunt actele. Asta am vorbit azi. Și a doua zi, zic, mă duc să vă fac o vizită. Și când am mers a doua zi, i-am găsit la masă pe amândoi. ne au deschis ușa și m-am uitat să văd la fețele lor. Dar nu era nimic așa cum am auzit la, la telefon. Și de bei un ceai, o cafea, așa cum se obișnuiește. Să zic, nu, dar sunteți bine? Și i-a spus, foarte bine. Dar ce s-a întâmplat? Deci am avut un vis. Și ce ai visat? L-am visat pe soțul meu, cum era el tânăr. Și ne-am întâlnit pe stradă și avea la spate ascuns o floare. Un vis. Și m-a salutat și îmi spune în vis, ce frumoasă ești! Și mi-a dat florea. Și ai luat-o? Da! Măi, dar așa frumos era! și a luat florea și m-am trezit dimineața și m-am uitat cum dorme. Și mi-a venit un gând, seamnă cu ăla din vis. Auzi ce îmi spunea? El era la masă. Eu au vorbit deja. Seamnă cu ăla din vis. Nu mai. Și îmi spune ea, n-am știut cu ce bărbat frumos m-am căsătorit. Auzi. Și zice, suntem bine, suntem ok. Și am sunat anul ăsta să le spun la mulți ani. Și el zice, așa să avem mulți ani, ca anul trecut până înainte de Crăciun, nu. Dar de acum înainte ca să avem mulți ani. Vedeți, un vis, un vis. O schimba mentalitatea unui om. Acum vreau să vă mai spun ceva. Sunt multe motivații în care ne-au prins în valea aceasta acor. Valea aceasta e foarte periculoasă. Dar vestea bună este că avem speranță în Hristos. Și în seara aceasta doresc să rugăciunea care o vă face să ne rugăm pentru frați, pentru surori, pentru tineri, Des să Nu-i vorba de boală, nu vorbesc de boală aici. Te-ai luptat cu drogurile. M-au sunat doi băieți căsătoriți, Dați tineri. Și mi-au spus, frate Mărici, suntem amândoi în mașină, nu mai putem, face ceva și scapă -ne. Am pierdut tot la casino, am luat droguri, avem copii, ne este rușine să mai mergem acasă, fă ceva. Și a spus, este speranță la amândoi. Și unul a început să plângă. Vorbeam la telefon. Unul a început să plângă. Și a spus, care e speranța aia? Iisus. Iisus. În Valea Acor a venit Domnul și în seara aceasta e la Chicinel. Frașii și surori, mai este speranță în anul acesta. Dacă în Valea acolo, Acan și-a pierdut familia, și-a pierdut casa, noi încă suntem în casa de rugăciune. Ok? Ei au murit fizic, noi murim spiritual. Dar în seara aceasta vestea bună este că Domnul este aici. E minunat. Auziți ce spune el în cartea lui Osia, capitolul 2, ce spune Domnul. Versul, versetul 15, acolo îi voi da iarăși viile și valea acor, acolo. Eu voi preface într-o ușă de nădejde. Auzi valea care plângeai, te chinuiai, vedeai sfârșitul tuturor problemelor, viselor tale, năruirea speranței tale. Auzi ce spune Domnul, îi voi preface, voi preface valea acor, într-o ușă de nădejde. Acolo va cânta ca în vremea tinereții. Auzi, continuăm. Și ca în ziua când s-a suit din țara Egiptului, în ziua aceea, zice Domnul, îi voi zice bărbatul meu și nu i și nu vei mai zice stăpânul meu, voi scoate din gura ei numele balelor, ca să nu mai fie pomeniți pe nume. În ziua aceea voi încheia pentru ei un legământ. Și continuăm mai departe. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Noi vorbim la nunța asta. Eu vorbesc pentru Acan în seara aceasta. Te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată și mare îndurare. Și aceasta e seara în a cincea zi a anului 2024. Auzi ce-ți promite Dumnezeu. Ești gata să vii înaintea Lui în rugăciune și se spui, sunt aici. Sunt aproape mort, dar mai am încă puține zamă în struguri. Sunt aproape gata. Dar Dumnezeu, mai a, la Dumnezeu mai este încă nădejde. Haideți să ne ridicăm în picioare și vom face rugăciunea aceasta în numele Domnului Isus. L-am întrebat pe fratele Andrei: câteodată este foarte greu să vii înaintea Lui. Nu știu dacă v-am spus. În 1970. Eram un tânăr pletos, cu blugi de 42 jos, n-avem haine de adunare. Am mers într-o sâmbătă seară pe strada Timocului numărul 2, păstor era fratele meu. N-avem loc, era plin în curte, am ajuns sub scările care urcau la balcon. Și seara aceea m-am întâlnit cu Domnul care mi-a dat și mie viață. N-am La botez n-am primit flori. Părinții erau departe, în Bucovina. Au fost prieteni de a mei vagabonți. cum trăiam alții din părinți credincioși nu aveam nici haine de botez. Am mers la o doamnă care o cunoșteam de la alimentare și am spus, vrei să-mi dai halatul tău alb? Era cu numele ei, deci de ce vrei să faci? Mă duc la pocăiț să mă botez. Să te botez. Vin și eu să te văd, îți dau halat cu nasturi pe stânga, era de da Nu, nu, nu conta, să o haină albă, doar și până ziua de azi îmi răsună, până când ai de gând să-L pe Domnul. Eram în halatul unei, Doamne, nu mă pe nimic cu flori. Au trecut 53 de ani de atunci. Acan, e seara ta. Aștept într-o zi când se va deschide poarta. Nu voi mai avea halatul ăla de damă. Voi avea o altă haină care mă Locul nostru nu e chiciner, fraților. Într-o zi vom pleca acasă. Ca tine am fost și eu, desnădăjduit, mi-am pierdut orice. Dar Dumnezeu m-a chemat și pe mine. Când te cheamă și pe tine în seara aceasta. N-ai vrea să fii la primul botez în Chiciner? primești nădejde, speranță, mai este ceva pentru tine. Încă cerul este deschis. Dacă tu crezi că a venit unul de la Chicago sau a venit un grup și a vorbit, să știi, Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Noi vorbim, dar noi nu putem să promitim nimic. Cel ce poate promite ziua de mâine este Domnul. Îi spune în seara asta lui Acan, Acan, poate să străiască familia, îți salvezi copiii, îți salvezi nevasta, îți dau binecuvântare. Nu-ți pierde ultima nădejde, nu-ți pierde ultima licărire. Mai ai ceva zamă în strugurii acelea. Mai mă duc odată. Spunea odată Cineva pe strada Mangalei, numărul 18, unde era prima biserică când s-au deschis, biserica care acum e lim, Și spunea acolo, unul, mă mai duc o dată. Și dacă Dumnezeu nu-mi spune nimic, niciodată nu mai vin aici. Nu știa nimeni, nimeni, nimeni. Și parcă îl văd pe Codreanu. Ăsta stătea la geam, era geamurile scoase, stătea în curte, erau mulți înghesuiți în picioare, nu erau bănci, stăteau toți ca sardelele. Și-au ridicat cu oameni, și bus, tu care stai la geam, Dumnezeu te cheamă și pe tine. Și-au strigat la o dată, Dumnezeu este, este Dumnezeu. Am spus că ultima dată vin, ultima dată. Dar au fost seara lui, a fost ziua lui. Dumnezeu este minunat. Iar pe Romulus și fratele Nicolae Ciuruc, el i-a plecat la Domnul. Vorbea într-o seară, eram și eu la adunare și erau mai mulți prieteni. Și deodată din predica lui spune, iar tu care ți-ai pus de gând să, să te sinucizi, este în viață și pentru tine. Și o doamnă a făcut pași în față. Am vrut să mă arunc înaintea tramvaiului. Nu mai am nicio nădejde. Vreau și eu să fiu ca voi. S-a scris pe lista botezului. Am văzut-o la botez. Și Dumnezeu este mare. Cine putea să știe ce e mintea ei? Un frate venea la adunare pe linia tramvaiului 6 și mergeau doi frați, veneau și de la, nu cum se cheamă acolo, de la mea, când, când vin din piața Maria, nu, Maria, ai Maria? Sau ai de 700? Maria, da. Bine. Mergeau pe stradă și au văzut o doamnă, statea așa pe, pe bordură, nu era gard, fence, de unde trece tramvaiul, că le vedea de la o parte, doar atât. Și ăsta te aș să uita așa. Și ajungă ăștia doi. Și zice, mă, hai să facem și noi o evangelizare? Bă, dar noi nu suntem predicatori. Și unul zice, lasă că încep eu. Și spune, bună ziua, ce faceți aici? Așteptați să stați de ne mai încolo. De și aștept. Zice, hai cu noi. Dar unde mergeți? Noi mergem într-un loc unde se așteaptă cursa spre cer. Și ei Ce asta cursa spre cer? Deci hai cu noi să vezi. și o venit la adunare. Și când au intrat în curte și-au văzut mulțimea și când a ascultat predici, ei au stat lângă ea cam, pentru că au invitat-o și -o a spus, cum te cheamă? Și-a spus Radu, a spus el, mă cunoști? Nu. Nici eu nu te cunosc. Știi de ce stăteam acolo? Așteptam să vină tramvaiul și când e aproape să mă arunc, să fiu sigur că am terminat. Sunt bolnavă, am probleme, soțul m-a părăsit. Nu mai este nicio speranță pentru mine. Dar la Dumnezeu este speranță. am fost în 91 acasă și am întâlnit-o la adunar. Și am spus, mai țin minte întoarcerea. Da, țin minte. Ai, ce bun e Dumnezeu. Dacă ăla nu mă întreba nimic, eram sub roțele tramvaiului, eram putredă, dar Dumnezeu s-a îndurat și de mine. Vedeți cum lucrează Dumnezeu. Seara aceasta nu e în zadar aici. Nu știu cum să te fac să te conving că ai șanse. Chiar dacă spui am păcătuit, nu mai am nicio șansă. A venit cineva pentru păcatul meu să plătească și ăsta este Domnul Isus. Nu sunt harismatic, dar sunt în seara aceasta aici să te salvez să spun că Domnul te iubește. Vinul la El. El va transforma valea aceasta într un loc a biruinței, a cântării. Și este gata să se logodească cu tine. E un simbol acesta. Nu înseamnă... Un... Este doar așa o asemănare cum facem noi oameni pe, pe pământ în viața cotidiană de fiecare zi. Dar este... Legătura aceasta aproape, ești gata să trăim împreună. Și Domnul spune, sunt gata să trăiesc împreună cu tine. Las cerul, vin cu tine aici să te ajut până când te voi lua acasă. Este în seara aceasta cineva aici care ridică o mână acolo unde ești. Nu sunt cu mâinile astea care spune, Bă, iarăși ăsta, ne rugăm, te chem în față. Nu, dar vreau să văd dacă este cineva, un tânăr, o fată, un băiat. Îmi spunea odată o fată, m-a lăsat boyfriend-ul. Și am mers la adunare și a spus, Doamne, dacă Tu îmi vezi amarul și necazul meu, l-am iubit, îl iubesc și el brocap. Sunt un suflet amărât, dacă Tu îmi vezi și necazul ăsta meu, mama nu știe, tata nu știe, nimeni nu știe. Și o vedea la adunare. Și Dumnezeu îi vorbește așa. Peste un ceas jumate îți vinde crana și voi fi cu tine toată viața ta. Peste un, peste un ceas jumate s-a temerat adunarea și cine a așteptat o așteptat-o la port adunării? Băiat! Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul au opt copii, unii căsătoriți, trăiesc bine și frumos. Pentru că ce vorbește Dumnezeu se împlinește. De aia te chem în seara aceasta. Dumnezeu este bun și în îndurările Lui țin în viață. Dacă este vreo mână, aș vrea să ne rugăm toți pentru tine. Poate ești în spate, ăștia din față nu te văd. Noi nu, nu întoarcem capul, numai nu, eu te văd și frații de aici. Ok? Dar suntem gata să ne rugăm. Eram odată bolnav la Timișoara și a venit un frate misionar și ne-a ridicat în picioare și a spus, dacă este cineva bolnav, să ridice o mână sus. Și lângă mine la cor era un frate, avea o pată neagră așa. Hm. Și îl văd pe el că ridică mâna. Și m-am gândit eu în mintea mea, când am și eu la bață, m-am gândit eu, ăsta vrea să-i treacă, dar asta, pata asta, am văzut mulți oameni, se naște un om copat, așa, și cum se, ce, ce se fac în Dumnezeu? M-am gândit așa ca tânăr. Am închis ochii și ne rugam. Și deodată-l aud pe ăsta de lângă mine. Slavă ție! Slavă -ți. Și-a spus, îți mulțumesc că mi-ai Și m-am uitat. Când am deschis ochii, el nu mai avea pata. Fraților, mi-au tremurat genunchii. M-am speriat. Dom'le, închid ochii la rugăciune. Omul ăsta ridică mâna n-am crezut că dispare pata. Dar Dumnezeu este bun și Dumnezeu lucrează minunat. Dumnezeu poate, indiferent ce boală, ce cauza ai avea, suntem gata să ne rugăm pentru tine. Nu s-a ridicat nicio mână, dar poate este vreo inimă care se va ridica înaintea lui Dumnezeu și e bun. S-a ridicat o mână acolo. Dumnezeu să te binecuvinteze. S-a meritat pentru mâna asta. O singură mână. Suntem gata să ne rugăm pentru acest suflet. Haideți să plecăm capetele și dacă în timpul rugăciunii simți nevoia asta, Doamne, sunt aici, nimeni nu știe. Îți spunea un tânăr, am pierdut examenele nu pot să-i spun nici la tata, nici la mama. Mi-au plătit bani mulți. N-am putut să învăț. Și am picat. Spre ce să fac? Și am mers la adunare. Și i-am spus Domnului, n-am luat examenele, sunt aici. Pot să mă salvez de rușine, de când, când tata o să audă, când mama o să audă. Ce se va întâmpla? Poți să mă ajuți acum? Și auzi, spune domnul, mai de o dată voi fi cu tine și visul tău îl voi împlini. E minunat. Acum e inginer, șef de birou. Îi căsătorit. Și o mai dat o o mai dat odată. Ne-a rugat în luna noiembrie, Costel știe, o rugăciune pentru o femeie, are patru copii, soțul deportat. O făcut de trei ori hârtii ca să-l aducă înapoi din în România. Cazul nul. Nu s-a aprobat nimic. Și ne-a rugat toată adunarea. A spus, nu ne rugăm pentru nimeni, ne rugăm doar pentru sora aceasta, ca Domnul să asculte rugăciunea. O mamă cu patru copii singură în Chicago, își așteaptă soțul și-o privit lispins și au spus domnul așa, eu sunt păstorul, păstorul va lua cauza ta și în fața mea nimeni nu va putea să-mi stea împotrivă. Am mesajul pe telefon, înainte de anul nou, vineri sau joi, le-a trimis, a primit aprobarea și vine în America. Împotriva legii. Nu se mai poate face nimic. Ăsta este Dumnezeu nostru. De aia ne rugăm pentru tine care ai ridicat mâna. Orice problemă ai, orice cauză ai, Dumnezeu poate să rezolve totul. Vom intra la rugăciune și dacă în timpul rugăciune simți să ridici mâna, ridică mâna spre Domnul. Sunt aici. Uite-te și la mine, s-au mai ridicat câteva mâini. Domnul Iisus, să-i bine pe toți. Intrăm la rugăciune cu toți.